început doresc să-i ofer cuvântul domnului profesor Arcadie Barbăroș și vă prezint în calitate de director al Institutului de Politici Publice, domnule profesor. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Balustiș. Eu aș începe prin a puncta o problemă gravă care afectează societatea acum, imediat. Este încrederea aproape inexistentă a cetățeanului în instituțiile statului. Eu înțeleg că mulți dintre dumneavoastră au o atitudine sceptică față de sondaje, dar atunci când doar 4% au încredere în președinție, 6% în guvern și în parlament, lucrurile stau prost de tot. Dacă cetățeanul nu crede în aceste instituții, el iese să-și găsească dreptate la vecini, la mafioți, bandiți sau în stradă. Sau în stradă, pentru că el nu-și găsește dreptatea, nu poate rezolva problemele în instituțiile statului. Și, domnule președinte, cred că în stradă nu iese forțe oculte. Eu cred că în Piața Mare de Naționale a ieșit floarea națiunii. Iar cred că forțele oculte s-au aciuat la guvernare, îmi pare rău să zic lucrul ăsta. 2. Ceea ce este necesar absolut acum este demonstrație de voință politică pentru a lansa în sfârșit sau promova niște reforme absolut necesare pentru a recâștiga încrederea cetățeanului. Și asta trebuie de făcut repede, într-o săptămână, într-o lună, în două luni de zile, repede. Problemele nu au fost create de forțe